Am revenit, dragi spectatori, în studio, tot la București, aproape de tine. În continuare, alături de noi, domnul Marian Berziu, președintele Ligii Universitas pentru dezvoltarea educației și a societății. Aș vrea să ne întoarcem puțin în timp și să discutăm despre un proiect la care ați fost părtași și ați participat și l-ați și susținut. Vorbim despre proiectul Record pentru Viață, un proiect pe care l-ați desfășurat împreună cu cei de la Asociația Salvarea București în 2017. Cum a fost și despre ce era vorba în acest proiect? A fost un proiect în care m-am implicat cu toată ființa. De ce? Pentru că ceea ce promovau și s-a făcut în acest proiect este un lucru care ar trebui implementat în toate școlile din România. În acest proiect s-a dorit, a fost un proiect pentru stabilirea unui record mondial, a fost și de la Guinness Book, a fost cineva care a vrut să registreze. De fapt, ce era? Acest proiect a constat în învățarea acordării primului ajutor, cu mesaj cardiac, cu tot ce trebuie, cu momentul în care întâlnești, Doamne ferește, un om căzut pe stradă, ce trebuie să faci pentru a acorda primul ajutor. Și am să-i rog și pe colegii din regie să ne ajute și cu câteva imagini, dacă se poate, mulțumim, vă rog. Și am dorit și cei din asociație să ne implicăm și ne-am implicat și am promovat și am spus, hai, veniți pe stadion, că a fost pe stadionul Ilie Manoliu, veniți să facem, să contribuim la acest record. De ce spun că acest curs ar trebui implementat în fiecare școală? Cât de folos, cât de util ar fi să știm să acordăm primul ajutor? Da. Da, este într-adevăr un lucru. Câtă lume ar putea fi salvată atunci când cineva știe să acorde primul ajutor până vine salvarea. Știu că cei de la Salvarea București, Asociația Salvarea București, au un proiect al lor pe care și acum îl desfășoară. Mi se pare că se numește Și tu vrei să fii un erou sau ceva de genul acesta, în care cei care doresc să fie parte a proiectului intră în acest proiect, au o aplicație, știu cursul de prim ajutor și în momentul în care găsesc un om pe stradă, până se vine salvarea, îl ajută. Da, îl ajută. Interesant. Ei primesc prin aplicație, vedeți că în zona respectivă este un caz, cine este aproape de cazul respectiv se îndreaptă repede acolo și acordă primul ajutor până la venirea salvării. E interesant proiectul și știu că mai sunt și alți reprezentanți ai societății civile care încearcă să facă lucrul ăsta și chiar la un moment dat în anumite instituții au reușit Și în școală ar trebui, începând clasa 10-a, 11-a, copiii ar trebui să acorde primul ajutor. Adică o chestie foarte utilă, o chestie bună. Acum stau și mă gândesc și vă întreb așa, sunteți dumneavoastră, sunt cei de la Salvarea București, de la Asociația Salvarea București, mai sunt și alte organizații care au astfel de proiecte pentru învățarea primului ajutor. De ce nu faceți un proiect pe care să-l predați către instituțiile aferente, cei care trebuie să vă ajute să se implementeze în școli un astfel de proiect? Am încercat odată și există o anumită reticență. Din partea instituțiilor? Și a politicului, dar și a instituțiilor. Da. De ce? Nu mi-e explic. Deci nu mi-e explic. Pentru cum am spus, am vrut să fac și am insistat să mergem cu el la Ministerul Sănătății mai demult acum vreo câțiva ani. Și la Ministerul Educației ați fost? La Ministerul Educației am vorbit cu cineva și au părut, a zis că... Care este proiectul pe care îl aveți acum în desfășurare prin liga pe care o reprezentați? Proiectul care avem, vrem să... și sper să reușim... că am vorbit cu tine în asociație, ne dorim ca ziua de 21 mai să fie declarată zi liberă. De ce? Vă rog. Pentru că, dacă observați, avem o zi a Holocaustului. Da. Dar, din păcate, ne avem o zi a creștinismului. Da, suntem un popor creștin. Dacă facem un paralel cu Holocaustul, o perioadă tristă a istoriei, acei oameni au fost omorâți pentru simplu faptul că erau evrei. Da? În principiu. Dar uităm că timp de 3 secole și astăzi continuă prigoana împotriva creștinismului. Sunt oameni care mor pentru simplu fapt că sunt creștini. Da? E o idee. Adică de ce se poate acorda acolo ziua Holocaustului, iar pentru noi care suntem creștini, nu se poate acorda o zi? Și cu cine ați demarat acest proiect? Avem cei din asociație, am început să lucrăm la el, să-l facem o formă. Îl vom depune la guvern și sperăm să găsim un... Am luat 21 mai, de ce? Pentru că pe 21 mai sunt Sfinții Constantin și Elena.
Și dacă ne amintim bine, Constantin cel Mare este primul împărat care a dat voie ca creștinismul să fie o religie liberă. Dacă tot vorbim de toleranță, da? Da, așa e. Și împăratul Constantin a fost primul care a acordat oficial, da, după 3 secole de prigoană, da, pentru simplu fapt că erau creștini, au acordat această libertate. Și credeți că aveți vreo șansă să reușiți cu acest proiect? Dacă nu încercăm, nu avem nicio șansă. Da, așa este. Dacă nu încerci, nu știu niciodată dacă reușești sau nu. Așa este, aici aveți dacă nu încercăm, nu avem nicio șansă. Dacă încercăm, putem avea o șansă. Noi sper să reușim această șansă. Câți studenți din Liga Studenților, despre care vorbeam mai devreme, mai sunt acum alături de dumneavoastră în Liga? În Liga Universitas. Mai sunt vreo 2, pentru că au absolvit facultatea, s-au dus, că au plecat din țară. Și n-ați mai intrat în legătură cu studenții din cadrul universităților pentru a avea în continuare activități și în cadrul universităților din București? Am făcut la cei de la acțiunea de la științe polții de aici, de lângă vizitele dumneavoastră. Este greu pentru că nici mie n-am foarte mult timp și asta ceea ce fac eu, o fac din plăcere. Și în timpul liber, da. E o chestie voluntară mea pentru că doresc pe cât posibil să pun contribui și eu cu mică cărămidă la dezvoltare. Da. E o mulțime mea sufletească. Eu am de fiecare dată când aud de cuvântul voluntariat și am posibilitatea să discut cu partenerii din această emisiune despre acest aspect, de fiecare dată vă întreb și pe dumneavoastră, credeți că voluntariatul în România este văzut așa cum trebuie sau ar trebui să existe un cadru legal în care lumea să înțeleagă de fapt și să vină să facă voluntariat? Și vorbim chiar de elevi, de studenți, de am oameni maturi. Am înțeles că există o lege a voluntariatului deja. Da. Eu încurajez oameni să facă voluntariat. De ce? Pentru că vor câștiga o experiență pe care nimeni nu poate să o dea. De ce? Cu cât ești mai mic și începi să devii voluntar, cu atâta începi să fii conștient de realitatea care te înconjoară. Și câștigi și anumite experiențe. Da, pentru că atunci când nu faci voluntariat, treci într-o bulă unde părinții te protejează și ai impresia că lucrurile sunt normale, că totul e ok, că de fapt lucrurile rele de care tu auzi n-au cum se întâmple în realitate. Uh-huh. Și atunci când începi să faci voluntariat, îți dai seama de fapt că lucrurile nu stau chiar așa cum credeai tu. Și de fapt că lucrurile normale, care se par normale, în realitate, nu sunt. Da, da, și felul ăsta poți să-ți dai seama și dacă zona spre care te îndrepți îți este bună, adică vorbind din punct de vedere al experienței și profesionale, pe viitoare experiențe profesionale, dacă este ceea ce vrei să faci sau dacă nu, în felul ăsta îți dai seama că vrei să faci altceva. Da. Și ai experiență cu oamenii. Oriunde vei lucra, vei lucra cu oamenii, vei lucra într-un colectiv. Nu să lucrezi singur. Și atunci vezi exact cum sunt oamenii, vezi ce cum sunt, dacă că sunt unii care zâmbesc în față și vorbesc pe la spate, de aceștia ne lovim în fiecare zi. Și atunci, dacă nu ai această experiență, în momentul în care vei intra în câmpul muncii și la 20-25 de ani, s-ar putea să ai un șoc. Da? Da. Adică tu să fii atât de naiv încât să crezi tot ce spun ei și de fapt să ai un șoc și ce se întâmplă cu mine. Cum a fost, din punctul nostru de vedere, momentul intrării în pâine? După ce ați terminat facultate. Apropo de șoc. După ce am terminat facultatea, am început să am continuat doctoratul în chimie și am avut o experiență foarte frumoasă. Am mers mai departe pe un postdoctorat. N-am lucrat propriu-zis într-o companie sau într-o instituție. Acum am lucrat într-o instituție, al Academiei Române. Și am susținut și de asta zic în educație, mi îmi pare rău că n-am mers pe bursele Erasmus, de exemplu. Ziceam, eu pe toți încurajez, plecați pe bursele Erasmus, de ce? Pentru că experiența din afară este unică. E cu totul altceva. E cu totul altceva și nu mai iei de bun ce spun alții. Eu am spus mai mult, nu mai luați de bun ce vă spun alții, da? Pentru că fiecare are propria lui experiență. Asta nu înseamnă că toți sunt la fel, da? Clar. Da? Că am auzit copii studenți, doamne, nu că mă duc acolo, că e greu și asta. Ai fost tu acolo? Nu. Atunci ce ți-e? Experiența lui, nu este experiența ta. Da, pentru că așa cum există, se spune, de exemplu, bine, normal așa ar trebui să se spune de fiecare dată, dar asta este o regulă în teatru. Se spune că noi suntem unici și repetabili și fiecare persoană în parte are parte de experiența lui, de o experiență din propria lui. Pe de altă parte,
Acum fiecare om e subiectiv, da? Da, și asta e adevărat. Și când cineva îți relatează un lucru rău și în care el se victimizează, poate nu chiar poate, adevărul undeva la mijloc. Că... Da, da. Întorcându-ne la educație, domnul Verziu, aș vrea să mai discutăm puțin pe subiectul ăsta, pentru că mi se pare foarte important educația. Este unul dintre pilonii importanței societății românești, în general ai societății. Și atunci, care credeți că ar fi punctele vulnerabile, în afară de ce am discutat la începutul emisiunii, care credeți că ar mai fi punctele vulnerabile în sistemul educațional românesc pentru a-l duce la nivelul la care și dumneavoastră și eu ne-l dorim, acela de a avea calitate, nu cantitate? Am mai vorbit cu cineva și îmi susține și acum această părerea mea și mi-o susține, sper, mult timp. Problema cea mare a învățământului, dacă observați, toată lumea se focusează asupra mediului preuniversitar. Da. Problema nu e la mediul preuniversitar, problema este la mediul universitar. De ce? Este simplu. Dacă mediul preuniversitar este, avem o decădere, da? Pentru că vedem că toți avem absolvenți care nu iau bacul sau care vin în mediul universitar și spun nu fac nimica. Păi cine aprobă absolvirea studenților? Cine le dă ok-ul? Da. Da? Pentru că cei care sunt de treabă calitate, care termin facultățile, da? Vin în mediul preuniversitar. Și dacă un student, absolvent, da? Este slab pregătit, cei din la, mai ales din liceu, îl simt. Și eu am fost licean și mi-am stat licean, da? Și simți când cineva este slab pregătit, îl simți. Așa da? E. Și atunci, să înțeleg, din punctul nostru de vedere, credeți că ar fi necesară o triere foarte clară, pentru că dacă vrem să avem ceva de calitate, dacă vrem să ne complacem această mocirlă, mergem mai departe și... Acum vă întreb altceva și ne uităm în trecut. Ne uităm într-o perioadă, din punct de vedere politic, foarte neagră a României, vorbim de acei 50 de ani de comunism și până în 1989. Și acum, e un pic o ironie, dacă îmi permite să spun așa, înainte de 89, așa cum era sistemul educațional, bun, rău, n-are importanță în momentul ăsta, dar așa cum a fost, a dat niște valori. Iar acea triere de care povestim acum, că ar trebui să existe acum, exista, într-un fel sau altul. De ce nu s-a păstrat, să spunem, acel mecanism de funcționare de atunci și acum? Pentru că nu era vorba de comunism, era vorba de un sistem educațional, un mecanism care funcționa. De ce nu s-a păstrat? A dispărut respectul. Respectul față de meserie și respectul studentului sau elevului față de școală. Eu când m-am înscris la facultate, când auzeam că cineva e student, aveam un respect față, numai pentru că era student. Da? Nu mai vorbesc de profesor universitar. Bine, acolo vorbim de deja... Intrând de mediul universitar și văzând cum stau lucrurile și... Da? Nu m-am acest respect. Pentru că știu că, în momentul de față, dacă observați cât de prost e, că tot sunt studenți, da? Da. Că parcă asta este menirea noastră, să fim studenți. Nu, menirea noastră este să avem oameni de calitate și oameni pregătiți aici, foarte bine. Aici a dispărut respectul. În 90, până în 90 și mi-a și câțiva ani după 90, exista acest respect. Da? Când venea profesorul în clasă, elevul știa ce ar de făcut. Nu își permitea să-l jignească pe profesor. Profesorul nu își permitea să trateze lucrurile cum trateze unii profesor din mediul de față. Da. Da. Și lumea promovează că mediul preuniversitar, dar și mediul universitar sunt la fel. Să ne aibă ceva impresia că mediul universitar sunt oamenii sfinți și oamenii de o altă pregătire. Nu. Da, și mai e un aspect. Nu, sunt și oameni, da. Am cunoscut și oameni care au un CV impresionant. Da, da, da. Vorbim și de da? Profesori și de da? Și am văzut și studenți, da, care sunt. Dar sunt și mulți care nu au ce căuta acolo. Și atunci cu ei ce facem? E o întrebare cât se poate de pertinentă, zic eu. Cu acești oameni de care vorbim, că n-au ce să caute, ce ar trebui să facem? Sau ce ar trebui să facă sistemul universitar cu ei? Ce ar trebui să facă în momentul ăsta? Cred că într-un fel ar trebui, așa, poate vi se pare șocantă, redus numărul de studenți. De cei care intră la facultate. Da. Pentru că vrem o concentrare a valorilor. Da? Cu cât vom avea mai mulți studenți... Cu atât se va disipa... Da, valoarea.
Pentru că, dacă observați, mai o chestie foarte interesantă în mediul universitar și asta cine are timp și vrea să analizeze, o să vadă o chestie foarte interesantă. La facultățile unde concurența nu este foarte mare, cei care termină, o să vadă studenți care termină, nu știu, facultatea cu media 7, uh-huh, intră la master și acolo o să aibă media 10. De unde explozia? Explozia pentru că, din păcate, în România, finanțarea se face pe cap de student și nu pe calitate. Da? Am înțeles. Și aici, chiar dacă risc să spun asta, adică ne asumăm acest lucru, există o prostituție, da, intelectuală. Adică sunt asta spun, eu o spun, am văzut și o spun, da? Dacă ne vrem să ne ascundem după cire și ne ascundem, dar există oameni care spun trecei, da, așa... pentru a avea finanțarea. Da? Mm. Pentru că e probabil că timp că trimisere avem nu știu cu studenți, nu știu cu, da. Da, 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 și în felul ăsta... Și avem, având această finanțare pe studenți și nu pe calitate, vom avea, avem eroa această degradare a sistemului de învățământ. Pentru că dar credeți că, credeți că legea învățământului, actuală legea învățământului care există în momentul de față este una bună? Sau ar trebui și ea revoluționată din nou? Că am mai avut odată o revoluție în educație, apropo de legislație. Eu mi-aș dori, și am vorbit cu mai mulți oameni, și mi-aș dori ca partidele politice, marile partide, da, să întâlnească, să cadă de comun acord pe o lege a învățământului, ca să dureze cel puțin de 10 ani de zile. Adică să nu se mai schimbe de la un regim pentru la pentru că dacă observați, fiecare ministru care vine, că indiferent din ce partid, fiecare vine cu propria lui modificare a legii. Da. Ceea ce atunci, nu e nu corect. E ok, pentru că nu avem timp să culegem ce e bun și ce e rău din acea lege. Nu putem analiza consecințele, efectele legii, da? Pentru că vine acum ministru X să propună legea învățământului, peste 2 ani vine alt ministru care spune nu e ok legea respectivă, vreau să propunem o altă modificare a legii. Atunci, normal, această lege a educației, a învățământului, așa cum îi spunem noi acum, ar trebui să fie una singură, aprobată de toți. De toți, dar credem la un consens, da, să rămână 10 ani, 12 ani, sau, după care tragem linii și vedem, asta e bună, asta e bună, asta rămâne, asta nu rămâne, dacă ne dorim ceva, dacă ne dorim doar așa să modificăm legea și să ne punem acolo numele către ministru și e ok, nu va zice bine nimic. Dar, și de aceea foarte mulți probabil că pleacă din țară, pentru că sistemul este instabil. Da, nu asta e nicio problemă. Nu știți, legea asta, modificându-se mereu legea, nu știți cum să începi. Da, mă uitam și acum, apropo de mediul preuniversitar, că spuneați la un moment dat că toată lumea s-a axat și toată lumea încearcă să scoată în față mediul preuniversitar. Poate o fac, cei care fac lucrul ăsta, poate o fac din aceleași motive din care dumneavoastră vorbiți de cel universitar. În sensul că și acolo există probleme. Lăsăm la o parte faptul că este o mare cantitate de informații pe care un elev, indiferent că vorbim de clasa 5-a, clasa 7-a, clasa 12-a, e o mare cantitate de informații pe care un elev trebuie să o asimileze într-un timp relativ scurt. Nu ai timp să predai așa cum, de exemplu, predau profesorii pe vremea când eram noi în școală, dacă ne aducem aminte, atunci aveai timp o oră, două, ulterior, să ți se predea și să înțelegi materia respectivă. Acum nu mai este acel timp. Poate și datorită acestei viteze cu care totul se mișcă în jurul nostru și societatea, viteza asta în care se mișcă în fiecare zi. Problema, de fapt, ar trebui să fie la cantitatea de informații pe care un elev sau chiar și un student o primește. Zic, ar trebui concentrată, cum spuneați, pe calitate, inclusiv informația pe care eu o primesc ca student, și atunci poate și calitatea studentului va fi alta. Da, și asta e adevărat și iar din punctul meu de vedere ar trebui promovat foarte mult învățământul profesional. De încă ce? O dată se aduce în discuție acest subiect, nu este prima dată și chiar vă mulțumesc că o faceți. De ce? Pentru că, de exemplu, luăm cazul Italiei. În Italia există foarte multe afaceri de familie. Da? Noi avem acest, nu știu, prost obicei să ne dorim să mereu să avem imaginea. Mm-hmm. De aceea sunt și foarte mulți studenți, da? Da. Care termină o facultate și nu fac nimic. Când nu le folosesc nimic. Stau acasă pe banii părinților. Au hârtie, se uită ca la o poză și zic că sunt student și am terminat o facultate X. Mergând pe învățământul profesional, oamenii învață o meserie. România nu are nevoie mai de studenți. Are nevoie și de meserie. De absolvenți de așa. Au nevoie și de oameni care să facă lucruri, să schimbe un bec, să facă o parte electrică, să, nu știu, să schimbe o țeavă, da? Mm-hmm. Să
pună o cărămidă, să știe să facă lucruri practice. Da, adică da? Vorbim de acele școli profesionale. Da, și acești oameni trăiesc, adică dai o meserie, le înveți ceva, să facă ceva. Mm-hmm. Gândiți-vă că sunt studenți, absolvenți care termină o facultate și nu știu să facă nimica. Și au pierdut 4 ani de zile de facultate. De fapt. Plus da? Cei din perioada da, preuniversitară. Și promis, zici, ceri șomaj. Da? Și ne învărțăm în jurul cozii și nu face nimica. Plus că de la șomaș ajunge la asistență socială, asistat da. Social și tot și așa. Și da, se cheltuiesc niște bani niște cu bani ei. Niște bani inutili pentru și el. Timpul trece și probabil că intră în depresie. Uh-huh. Că trebuie să există și un factor al depresiei. Da, este da? Și acel factor. Pentru că odată cu trecerea timpului, dacă vezi că nu poți să faci nimica, intri într-o depresie. Și ajungi la un moment dat la vârsta la care, indiferent... Și că... vezi că ajungi la, nu știu, 30-35 de ani și vezi că tu nu știi să faci nimic, că n-ai făcut nimic. Și nu te poți angaja nicăieri. Da. Și vezi că ai făcut o facultate și ce fac cu diploma, să nu fac nimic cu diploma. Da. Mergem acum pe final, că mai avem exact 6 minute, dragi telespectatori. Haideți să discutăm puțin de ce v-ați propus să faceți de acum încolo, prin Liga Universitas. Care sunt următoarele lucruri pe care vreți să le faceți în afară de ce am vorbit până în acest moment? Am spus asta cu, am dorit asta cu partea asta cu Ucraina. Uh-huh. Și ne dorim foarte mult să ne implicăm în acțiunile cu copii atipici. Vorbim de cei cu probleme speciale. Da, da. Pentru că România are nevoie, de fapt trebuie să lucrăm această mentalitate. Vreau să lucrez la această mentalitate. Este o, și pentru mine ar fi, ca experiență, este o chestie fantastică. Uh-huh. Pentru că experiența cu acești copii îmi relevă că viața este mult mai... arată altfel decât vrem noi, suntem într-o bulă. Și atunci vreau să mă implic în asociația care o conduc și cei care ne asociez cu acești copii, să îi facem parte integrantă a noastră. Da? Să nu simtă. Da? Și părinții, pentru că oamenii se gândesc, ok, copilul, dar greu și pe părinți. Uh-huh. Da? Așa pentru e. Că în momentul în care cineva jignește un copil cu atipic, nu jignește pe el, că copilul respectiv poate nu e conștient de ce spui tu, dar părintele e conștient. Da, cu alte cuvinte, ar trebui să, în primul rând, ar trebui să lucrăm la mentalitatea celor din jur. Și să acceptăm și să ne bucurăm cu ei. Noi avem o viață, nu avem două viețe, în principiu. Da? Avem o viață de timp limitată. Da, și până la urmă, în momentul în care noi vorbeam chiar înainte de a intra în direct, vorbeam la un moment dat că în momentul în care te afli în preajma unor astfel de copii, vorbim în general de copii cu anumite probleme, probleme mai speciale, realizezi că de fapt viața ta e mult mai ușoară decât a unui astfel de copil. Da, da. Și e... Și adevărul este. Da, adevărul. E un adevăr adică dureros. Te simți adevărat fericit. Când încep să... Ești afundat de foarte multe probleme și te gândești la ei, îți dai seama că, de fapt, viața este... Pentru tine este un lucru fericit. Pentru că, și că ar trebui să ne gândim la următorul alt aspect. Nu copiii aceia au ales să nască așa. Da. Mm-hmm. Așa da. E. Faptul că eu sunt cu dumneavoastră acum în platou și faptul că eu sunt, ok, un om, da, tipic, da, este de la Dumnezeu, da? N-am făcut nimic să fiu așa. Așa a fost să fie. Da? Și de aceea trebuie să avem așa deschidere față de acești copii, pentru că nu este vina lor, da? Și e o chestiune de șansă. Dacă îl luăm să vorbim la rece, e o chestiune de șansă. Da, clar. Aș vrea să vă întreb, apropo de acest aspect, credeți că societatea românească este atât de, să spunem, tolerantă pe cât ne-am dorit noi să fie cu astfel de situ, cu astfel de cazuri? Dacă s-ar promova, da. Societatea se poate schimba prin promovare acestor lucruri, da? Prin contactul cu acești copii. Dacă vom... vedeți, înainte de 90 și practic după 90, oamenii s-au ferit de acești copii, da? Pentru că, nu știu, au fost dat la o parte, au fost înlăturați, n-au existat proiecte care să aducă să le explice oamenilor că, de fapt, cei sunt copii normali, că cei sunt deschiși. Mai că au anumite lucruri, chestii care, lucruri care nu sunt ei răspunzători de asta, de aspectul ăsta, da? Și prin promovarea acestor situații, implicarea oamenilor, da? Da. Că, de fapt, degeaba promovezi dacă nu și te implici. Doar arunci ideea foarte, și e, nu foarte, faci e foarte nimic. Importantă experiența cu ei, da? Da. E cea mai importantă și pentru tine ca om și pentru faptul că dai un exemplu și pentru cei din jurul tău. Că dacă tu te implici și prietenii tăi spun, dom'le, să ne implicăm și noi. Mm-hmm. Puterea exemplului. Da, puterea exemplului este foarte importantă și cred că merită o șansă și acești copii. Pentru că este...
Sunt unii zice chiar sunt excepționali. De fapt, toți sunt. Toți sunt excepționali, până la urmă. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult, domnule Verziu, pentru minutele pe care le-am petrecut împreună. Vreau să vă doresc succes în ceea ce veți face și de acum încolo și să ne reauzim sau să ne revedem la un moment dat când vor mai fi și alte rezultate la fel de notabile. Mulțumesc frumos pentru invitație și cu cea mare plăcere data viitoare. Dragi telespectatori, încheiem optimistă această ediție în ideea că, iată, există în continuare oameni care vor să devină exemple și prin puterea exemplului putem și noi la rândul nostru să facem lucruri pentru cei din jur, indiferent că vorbim de copii cu probleme speciale sau copii normali, dar și pentru societate în general. Societatea românească are nevoie de valori, are nevoie de calitate, are nevoie de exemple, de bună purtare și nu numai. Așa că de la cel mai mic la cel mai mare, de la un simplu cetățean până la politician și factor de decizie, ar trebui să ne gândim că fiecare dintre noi lucrăm pentru cei din jurul nostru. Cu aceste cuvinte, eu vă spun o seară frumoasă și ne revedem la următoarea ediție a emisiunii București aproape de tine. La revedere!